E adevărat că pentru o bună bucată de vreme între samariteni și iudei au fost disensiuni. Iudeii i-au primit cu dispreț, galileenii la fel, și atunci când tratezi cu dispreț pe cineva, mai devreme sau mai târziu, ți se răspunde cam cu aceeași monedă. Pentru că nici samaritenii nu aveau față de iudei și față de galileeni un respect sau o considerație deosebită. Cu toate acestea, samaritenii s-au bucurat de o apreciere din partea Domnului Iisus, pentru că El a fost unul dintre puținii care în vremea aceea nu i-au ocolit. Când se afla în Iudeia și trebuia să meargă spre Galileea, El a trecut prin Samaria. Când se afla în Galileea și voia să îndrepte către Ierusalim, a trecut prin Samaria. Ba mai mult decât atât, Mântuitorul Iisus, atunci când spune una dintre minunatele sale pilde, pilda cu omul căzut între tâlhari, după ce vorbește despre atitudinea nepotrivită a preotului, care fără îndoială era un iudeu evlavios, după ce vorbește despre atitudinea nepotrivită față de cel căzut între tâlhari, a levitului, care și el era iudeu, vorbește Domnul despre cineva care a trecut prin locul acela în călătorie, care l-a văzut pe cel căzut lângă drum și s-a aplicat spre el, i-a purtat de grijă, a făcut tot ceea ce ar fi trebuit să se facă. Și Domnul Iisus spune, omul acesta era samaritean. Mă gândesc, ascultătorii lui, când au auzit lucrurile acestea, au fost oarecum foarte șocați să audă că un samaritean este așezat în poziția cea mai frumoasă din pilda Domnului Iisus. Da, a trecut și asta. Fratele Nelu amintea de asemenea că Domnul Iisus, atunci când s-a înălțat la cer, a trasat ucenicilor o misiune și printre punctele prin care ei trebuiau să treacă în împlinirea misiunii, se găsea și Samaria. Atunci când samaritenii, la un moment dat, i-au refuzat Domnului trecerea prin satul lor, doi ucenici s-au oferit să facă o rugăciune, dar nu cu un scop bun, să coboare foc din cer. Domnul nu le-a îngăduit, pentru că în momentele acelea, ei nu știau de ce Duh sunt călăuziți. Nu va trece însă foarte multă vreme și biserica din Ierusalim, auzind că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, va trimite într-acolo pe doi din oamenii de bază, pe Petru și pe Ioan, care erau stâlpi bisericii, să se ducă la samariteni, să se roage pentru ei ca samaritenii să primească Duhul Sfânt. Și oamenii aceștia lui Dumnezeu, având o inimă schimbată, s-au rugat și au coborât foc din cer. Dar nu foc din acela de care se dorise altădată, ci focul Duhului Sfânt, binecuvântat să fie Domnul. Fără îndoială, samaritenii aceștia din Sihar erau oarecum într-o anumită stare de pregătire. Se aminte aici că femeia aceasta a dus în discuție subiectul Mesia. Și în paranteză este adăugat, căruia îi se zice Hristos. Femeia aceasta știa că El, atunci când va veni, are să le spună toate lucrurile. Că până la venirea lui Mesia, ei trăiesc într-un fel de relativism. Că este discutabil ce le spun învățații lor, oamenii lor religioși. Și când femeia aceasta se duce în Samaria, ea le spune celor din cetate, în Sihar, în cetate, ea le spune celor din cetate că a întâlnit un om care a spus tot ce a făcut. Pentru ea aceasta a fost o dovadă extraordinară și ea îi invită pe oameni, pe concetățenii ei să vină să vadă dacă nu cumva este El Hristosul. Asta îmi spune mie că oamenii din cetatea aceea aveau și ei o anumită cunoștință teoretică despre Hristosul și oarecum trăiau într-o așteptare a venirii Lui. Însă femeia aceasta a fost transformată după întâlnirea cu Domnul Iisus într-un mare evanghelist.
Pentru că este foarte surprinzător dacă ea până în momentul acela s-a bucurat de o reputație proastă printre semenii ei, în momentul acela când ea s-a dus și nu i-a mai păsat ce ar putea să creadă, ce ar putea să spună, cum ar putea să o primească oamenii din cetate, în momentul acela ea a avut un impact extraordinar. Prima condiție ca să fii un evanghelist folositor, o uniantă folosită de Dumnezeu în locul în care trăiești, este să fii avut o întâlnire personală cu Domnul. Apoi, foarte important este să poți să spui celorlalți ce a făcut Domnul pentru tine. Femeia aceasta a stat de vorbă cu Domnul. Domnul știa exact situația ei. Îi spune, cheamă pe bărbatul tău. Femeia aceasta spune, n-am bărbat. Și parcă, așa după cum s-a și spus, ea a evitat răspunsul corect. Dar Domnul îi spune, adevărat ai grăit aici pentru că ai avut 5 bărbați până aici. Ăsta cu care stai acum, ăsta nu-ți este bărbat. Ăsta nu poate fi considerat, după rânduială, nu este considerat bărbatul tău. Eu nu știu prin ce furtuni ale vieții va fi trecut femeia aceasta. Dacă cei 5 bărbați i-au fost socotiți bărbați legali, am putea să credem că ea a rămas văduvă de 5 ori. Sau poate că după rânduiala și după îngăduința dată prin Moise, femeia aceasta a fost alungată din casă de bărbații aceia rând pe rând, i s-a pus o carte de despărțire în mână, i s-a arătat ușa și i-a fost pus un sac cu niște hăinuțe și i s-a spus pleacă. Oricare din aceste două variante însemna un șir de experiențe traumatizante. Și vedeți dumneavoastră în cetatea Sihar, nu știu dacă s-ar fi găsit o persoană mai puțin potrivită ca să îndeplinească rolul de unealtă a cercetării lui Dumnezeu pentru oamenii de acolo. Însă Domnul Iisus de femeia aceasta se folosește și ea merge și spune și poate să spună ce a făcut Domnul Iisus în viața ei. Am să vă spun un lucru care poate o să vă facă să mă judecați. Dar vi-l spun totuși. Este foarte diferit. Poate că va trebui să reformulez puțin ideea. Eu îi ascult când am ocazia în direct pe mulți predicatori, îi ascult cam pe toți. Pe internet prea puțin ascult, nu știu de ce, nu știu, am așa o rezervă față de internet, dar prin biserici îi ascult. E diferit când vorbesc predicatorii tineri față de momentul când vorbesc predicatorii mai în vârstă. Vă va surprinde, dar vă spun totuși lucrul acesta. Simt că foarte mulți din predicatorii aceia tineri care vorbesc o oră și 10 minute vorbesc din ce au citit din cărți. Și când vorbește un bătrânel mai simplu, cred că vorbește din experiența unei vieți trăite cu Dumnezeu, dintr-o experiență personală cu Dumnezeu. Îi ascult și pe cei din tâi, au și ei lucruri frumoase de spus. Dar mai convingători mi se par oamenii care pot să spună iată ce a făcut Dumnezeu în viața mea. Faceți diferența? Pentru mine diferența asta e foarte mare. Ascult pe toți încă o dată. Și îi ascult cu atenție și pe cei care vorbesc din cărți. Ce-au citit, au găsit o idee frumoasă aici, o idee frumoasă dincolo, una frumoasă dincolo, le-au pus la oaltă și au mai gândit ceva și au construit un mesaj. E bun și ăsta. Dar cu totul altceva este când vin oameni și îți spun, asta a făcut Dumnezeu în viața mea. L-am întâlnit personal, îl cunosc personal, mi-a vorbit, mi-a spus ce am făcut, mi-a dezvăluit viața, mi-a schimbat-o. Altfel văd lucrurile după ce m-am întâlnit cu el. Mesajul acela are mai multă greutate. Pentru mine cel puțin are mult mai multă greutate. Femeia aceasta nu s-a mai interesat de scopul pentru care venise la fântână. Găleata a rămas acolo. De o va mai găsi mai puțin important. Mântuitorul Iisus
De asemenea, când a văzut noroadele că vin, deși ucenicii tocmai veniseră cu mâncare și l-au poftit insistent să mănânce, Domnul a lăsat mâncarea lor deoparte. Femeia a venit să ducă apă și i s-a vorbit despre apă. Ucenicii s-au dus după mâncare și i s-a vorbit despre adevărata mâncare. Adevărata mâncare a unui creștin este să facă voia lui Dumnezeu. Amin? Și cu acest amin încheiem mesajul din dimineața aceasta. Am să vă invit, dragii mei, să vă ridicați în picioare, pentru că știu că vă tot uitați cu coada locului la ceas. Și aș vrea să încheiem părtășia din această dimineață pentru o rugăciune de mulțumire și să rugăm de Dumnezeu pe fiecare dintre noi să ne facă un evanghelist în locul în care ne-a așezat. Amin.